Partidul Național Liberal a depus la biroul electoral județean din cadrul prefecturii Dâmbovița listele pentru Consiliul Județean Dâmbovița. Membrii biroului electoral județean au verificat listele susținătorilor pentru a valida candidaturile. Facem o verificare administrativă și înregistrare o să vă facem după amiază, că avem tot biroul complet și așa cum specifică legea alegerilor locale 115/2015, o să facem o verificare administrativă a actelor dumneavoastră astăzi împreună cu membrii biroului județean Dâmbovița, după care o să urmeze după amiază o ședință a biroului electoral județean în care dăm hotărârea de validare a acestor candidaturi. 36 16 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
Cu peste 14.000 de semnături strânse, copreședintele Partidului Național Liberal Dâmbovița, Dumitru Miculescu, este susținut de liberal să ocupe funcția de președinte al Consiliului Județean. Gânduri bune! Normal, nu? Să câștigăm alegerile din iunie, domnul Șar. Ăsta este obiectivul Partidului Național Liberal. Câte semnături de susținere ați avut? Peste 14.000. Și scorul pe care îl propuneți? 60%. Liberalii au plecat de la biroul electoral județean cu cele mai bune gânduri și determinat să aducă o schimbare în bine județului Dâmbovița.